Poate v-ați trezit dimineața și a spus nu se poate, nu mai pot, nu mai am chef. Iar e luni, început de săptămână, n-am nici un pic de motivație. Această doză de motivație și ca să vă prezentăm care chiar merită. De această dată avem chiar un campion mondial alături de mine, Costin Ilinca. Costin, bine ai venit în podcast! Bine v-am găsit și mulțumesc mult pentru invitație. Tragem aer în piept pentru că sunt multe lucruri de transmis către cei de acasă, cei care sunt cu telemuncă, cei care sunt la sala de fitness, cei care sunt studenții tăi, de ce nu. Și vreau să ne faci o scurtă prezentare a ta pentru ultima săptămână. Că deja noi ne simțim extraordinar că ești aici alături de noi. Ok, deci practic acum o săptămână a avut loc în Spania. Santa Susana este o localitate la vreo 40 de kilometri de Barcelona, campionatul mondial de culturi și body fitness. Practic este o încununare a unei activități de cel puțin 3 ani de zile. 2 ani la rând am concurat pentru o disciplină în cadrul acestei, să spun, organizații. Este vorba de mens fizic. Am ocupat titlul de vicecampion mondial 2 ani la rând, 2018-2019. Iar în anul acesta am obținut titlul de campion mondial și sunt extrem de bucuros. Practic este vârful piramidei, să spunem, din punct de vedere al posibilității de a te realiza în sport. Studenții spun profu și cei care probabil te văd acum pentru prima dată or să spună da, este un tânăr în emisiune la podcastul ăsta generația lui John, are acolo între 30 și 35 de ani și ne bucurăm că îl cunoaștem. Care e realitatea? Care e realitatea efortului din spatele imaginii pe care ți-ai creat-o? 53 de ani este vârsta pe care o să o împlinesc în decembrie, pe 6 decembrie. Deci 52 de ani. Am 52 de ani acum, da. Mulțumesc. Mă mândresc cu vârsta pe care am și nu vreau să mă opresc aici, nici nu mă gândesc din punct de vedere sportiv și nici profesional. Relativ la studenții am o relație extrem de apropiată, bazată pe foarte mult respect. Iar pentru mine tot ce înseamnă activitatea sportivă este strâns legată de performanța aceasta profesională. Studenții cunosc lucrul ăsta, avem multe activități împreună, profesionale, sportive și ne mândrim, adică ne ajutăm reciproc. M-ai întrebat mai devreme unde o să fim live. Noi suntem acum live pe Facebook-ul Observatorul Prahovean. Poți să intri acum pe telefon ca să știe toată lumea, să știe studenții, că sunt convins, trebuie să dai foarte încet ca să nu se mai audă. Că acum se aude în momentul de față. Așa. Studenții deja au înțeles. Deja sunt. Și poți să dai share către toți cei care ne urmăresc. Sunt nerăbdători. E doză de motivație pentru cei care se uită acum la acest live, pentru cei care s-au trezit fără chef de viață, s-au spus e încă o zi în plină pandemie. Avem aici un motiv real ca lucrurile să funcționeze până la capăt. A, deci deja dai acolo către toți tinerii. Eu mă bucur că ești cu tehnologia, că mă gândeam dacă stai foarte mult în, nu știu, sala de fitness, nici nu se pune problema. Foarte multe cursuri, de exemplu, în cadrul universității acum, datorită situației existente, atât cursurile, cât și seminariile, laboratoriile le facem online și nu este o problemă. Eu activez în domeniul acesta tehnic și chiar tot ce înseamnă tehnologie, adică vreau să cred că nu are un secret pentru mine. Când a început pentru tine, cu adevărat, toată ideea asta de performanță? Când te-ai trezit că îți dorești tare mult să fii pe podium? Eu tot timpul am avut așa o afinitate pentru tot ce înseamnă sport, mod de viață, stil de viață sănătos. Ani de zile am cochetat cu mișcarea și totuși un mod riguros și organizat. În 2017 m-am înscris în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness și am început să concurez. Practic, din 2017 până acum, cel mai slab titlu pe care l-am obținut a fost un loc 4 la un campionat mondial. Deci, practic, am fost al 4-lea în lume în 2017. În rest, au fost numai medalii de aur. De exemplu, în 2018 am participat la în jur la 8-9 concursuri. Toate au fost câștigate cu medalii de aur, un singură medalie de argint, vă spuneam, în cadrul campionatului mondial din Spania. Tot timpul am avut o afinitate pentru un mod de viață sănătos și, în general, a fi în formă. Eu m-am regăsit foarte mult în sport și în profesie, adică sportul m-a influențat foarte mult cariera din punct de vedere profesional și invers. Nu mi-a plăcut niciodată să renunț.
și practic sunt în strânsă legătură. E mai simplu să mergi la sală sau e mai simplu să mergi la primul restaurant de tip fast food ca să mănânci ceva? Depinde ce anume te caracterizează sau care sunt obiectivele. Pentru mine nu pot să spun că e simplu, este un mod de viață. Adică programul așa începe. Programul începe pentru mine cu o activitate fizică, mai ales când sunt în competiție în jurul orei 5 de dimineață. Te trezești la 5 dimineața? La 5 și la ora 5 și jumătate sunt afară pentru o oră și fac o activitate de tip cardio, alerg prin parc la sala sporturilor, după care mă întorc, îmi pregătesc orele, mă duc la universitate sau ore online, cum este acum. Am și alte contracte de colaborare cu firme de proiectare, pentru că trebuie să am și o activitate de cercetare, mă întorc acasă, masă, organizare, sală, iar cardio și tot așa. Adică totul este extrem de riguros. Fără rigurozitate nu faci absolut nimic. Trebuie să fii pur și simplu ca o mașinărie. Dar în primul să-ți placă. Să-ți placă foarte mult. Deci dacă nu-ți place, în viață eu am făcut și am avut performanță în lucrurile și în tot ceea ce mi-a plăcut. Am încercat să fac tot ceea ce plăcut. Costi, n-ai avut o dimineață, măcar una, în care să spui nu mai vreau, nu mai am chef, plouă afară, dar de ce fac toate lucrurile astea? Mai bine pun stop la tot pentru că nu primesc aplauzele la timp. Aș fi, nu, deci evident că există astfel de momente, dar în momentul în care ești într-o competiție, ți-e gândești că într-un alt colț al lumii, în cazul meu în Japonia, tot timpul era un concurent din Japonia care m-a bătut, mă gândeam că el deja are o oră înaintea mea de antrenament, dacă eu m-am trezit la 5, credeam că el se trezește la 4, dacă eu încercam să termin seara antrenamentul sau ziua la ora 9, mă gândeam că el mai continuă o oră și atunci acesta e motivul principal pentru care practic înfrângeam orice obstacol sau orice greutate din punctul ăsta de vedere mental. Că până la urmă totul este mental, fizic se poate. Dacă ai o viață riguroasă și ești atent cât te odinești, cât mănânci, ce mănânci și modul de viață în general, dacă este organizat, totul depinde de mental. Fizic se poate. Fizic se poate indiferent de vârstă. Deci totul depinde de mental și de priorități. Evident, totul depinde de noi. Ce priorități avem în viață? Ce înseamnă pentru tine să fii campion mondial la men's fizic? Încununarea unei munci. E vârful? E cel mai înalt vârf pe care îl poți atinge? Da, da, tot timpul. De exemplu, altcineva mă întreba ce înseamnă să fii locul 2 când am câștigat anul trecut. Și pentru mine locul 2 era locul primului înfrânt. Adică e groaznic să ajungi acolo și să vezi că locul 2, locul 2, locul 2. Locul 1, deja simți că, într-adevăr, ți-ai făcut treaba așa cum trebuie. Deci, în momentul în care ocupam locul 2, înseamnă că undeva totuși greșeam. Greșeam, adică trebuia făcut încă un pas în plus și probabil că nu-l făceam. Acum se pare că de la 1 ianuarie, de când sunt în pregătire, nu am cedat. Indiferent de condițiile care au fost, incertitudini, pandemie, lipsa antrenamentului să-l închise. Deci nu a existat asta, am crezut și se pare că am reușit. Deci continuitatea și credința în ceea ce îți place. Când mergi la sală și îți iei anumite diete și vezi probabil pe prietenii tăi că merg la anumite petreceri atunci când ele sunt permise, când unii pot consuma mai mult de 2, 3, 4, 5 mii de calorii și nu neapărat sănătoase, sunt sigur că tu ai doza ta de dopamină luată mult mai târziu, cum ar fi într-un astfel de campionat. Și după acest vârf, după această doză de dopamină, sunt curios să știu ce urmează. Care este mindset-ul tău atât de puternic încât să vezi tot în față? Da, deci este interesant și întrebarea este extraordinar interesantă pentru că eu vreau să cred că nu este o întâmplare și atunci, plecând de la premiza asta, trebuie în continuare să dovedești. Adică să rămâi tot acolo. Nu-ți poți dori tot timpul să câștigi la infinit, pentru că viața merge înainte și clar vor veni sportivi care te vor fi mai puternici, mai bine pregătiți și vei cunoaște și succesul. Dar trebuie să dovedești cât mai mult că ești acolo și atunci trebuie să rămâi în poziție, pe poziție, adică nu trebuie să cedeze. Există tendința aceasta după concurs, un rebound al organismului, astfel încât, ok, ai avut foarte multe restricții
culinare, alimentație, mod de viață, noi am avut prieteni, socializare, pentru că, să fim serioși, eu în afară de profesie și antrenamente nu prea am avut alte, adică din punctul de vedere acesta al socializării nu a existat. Ai dus lipsă de treaba asta? Da. Ți-a fost dor? Da. Da, poate asta o să încerc să recuperez. Și există tendința corpului să acumuleze, să refaci totul, adică plecând de la faptul că însăși anumite alimente nu le consumai. Ai tendința acum să le consumi, dar asta poate să-ți producă anumite dezechilibre în corp și recuperarea va fi mult, mult mai grea. Deci, în general, trebuie să menții acel mod de viață cu care te-ai obișnuit. Și de asta eu recomand tuturor continuitate. Continuitate ca stil de viață, adică nu să alternezi. Vin sărbătorile, ok, acum trebuie să ne punem în cap, pentru că vin sărbătorile și... Chiar așa, da. Costi, care este relația ta cu mâncarea? Privești? Noi privim o farfurie cu mâncare, mi-e foame, vreau să mănânc, dăm să mănânc. Mulțumesc, lasă-mă în pace, vorbim după. Un simplu exemplu, ar fi, de exemplu, consum. Încerc să recuperez acum, dar nu exagerez. Sunt anumite lucruri pe care nu le fac, de exemplu, consumul de alcool. Proful nu bea alcool, deloc. Ocazional. Ocazional însemnând un par de... Cât ocazii sunt. Ok, dar nu. Chiar foarte rar, foarte rar. Sunt niște calorii inutile pe care le introduc. Și m-am obișnuit așa, pur și simplu. Nu simt nevoia. Și nu o văd ca o esență a vieții, chestia asta legată de mâncare. Adică ne ducem într-o cofetărie. Pot să mănânc niște fructe sau așa. Deci pentru mine mâncarea nu este esența vieții, ci este pur și simplu un combustibil pe care îl introduc, astfel încât să-mi desfășor activitatea profesional, în cazul meu, și din punct de vedere sportiv. Deci alimentația trebuie să fie un combustibil și să știi ce anume trebuie să introduci, exact ca la o mașină. Deci ne interesează să funcționeze la parametrii optim, atunci trebuie să pun combustibil de calitate. Așa și noi. Deci nu trebuie să fie o pasiune din chestia asta legată de mâncare. Ai, nu știu, un Excel în care spui toate caloriile, câtă proteină, adică la nivel de acesta, spunem, neapărat profesionist, că nu sunt profesionist, dar trecem de limita amatorismului. Da, sunt campion. Nu trăiesc din asta. Ne trăim din asta, nu pot spune că sunt un profesionist. Nu sunt plătit pentru așa ceva. Și automat, ca să ajungi totuși aici, îți trebuie o mare rigurozitate, adică îmi cântăresc mâncarea, îmi înregistrez caloriile, carbohidrații, proteină, grăsimi, apă, totuși. E un soi de matematică pentru tine, foarte calculată viața ta. Și totul diferă de la vârstă la vârstă, adică să nu vă imaginați că ceea ce eu reușesc, probabil că datorită metabolismului pe care îl am, la vârsta pe care o am, un tânăr funcționează mult mai lejer, adică un număr de 3.000-4.000 de calorii pe care eu le-aș consuma necesită un consum caloric mult mai mare decât la un tânăr care are un metabolism mult mai accelerat. Deci totul trebuie să îl corelezi în funcție de vârstă, activitate, dinamică, tot ce îți propui. Și puterea aceasta de a te observa, oglinda este cea care spune și cum te simți de fapt. Cum te simți de dimineață? Medicul. Cântarul mai puțin. Medicul, evident, tot timpul analize. Simți foarte bine. Organizul tot timpul îți transmite informații și trebuie să ții cont de ele. Costin, mie îmi pare că tu ai o religie la care nu are foarte multă lume acces. Și ceea ce pentru tine acum pare foarte simplu, pentru oamenii care fac altceva în viața de zi cu zi, e aproape imposibil. Adică ești un exemplu extraordinar, dar ești foarte distanțat de omul care probabil și-ar dori anumite rezultate sau și-ar dori să învețe ceva de la tine. Care e secretul ăla? Că tot ai și tu ceva care te împinge de la spate. Problema este legată de, să spun, nu neapărat încredere. Este această... efectul realizării sau nu neapărat al succesului. În momentul în care ai un mod de viață constant, tot timpul evoluezi. Evoluând, îți dorești tot timpul mai mult. Îți dorești mai mult și automat poate să spunem că și exagerez, dar la nivel de sport de performanță nu se poate spune că exagerez. Pentru un om de rând, într-adevăr, nu trebuie să urmeze chiar această cale.
Pentru că sunt foarte multe restricții și să recunoaștem, totuși, sportul de performanță pe o perioadă îndelungată nu este ceva sănătos, după părerea mea. Nu este ceva sănătos. Și zici tu asta. Da, deci după părerea mea, trebuie să existe un echilibru. Să ajungi acolo în top, trebuie să automat linia asta de echilibru este deja periculoasă, adică s-ar putea să ajungi într-o extremă sau alta, să exagerezi. Și la un moment în vârstă contează foarte mult. Deci, după părerea mea, abilitatea unui om, unui sportiv de performanță este totuși să poată să mențină un echilibru. Pentru un om obișnuit, acest echilibru este departe de o realitate normală, să fim serioși. Suntem bombardați de publicitate. Deci, papilele noastre gustative sunt primele care se transmit semnale către creier. Suntem pofticioși. Dacă suntem acum în postul Crăciunului, deja ne planificăm cât de mult vom mânca în 2 săptămâni ca să recuperăm. Avem o maimuță în căpșorul nostru, care e foarte agitată, e chiar un concept psihologic al maimuței, care din când în când, dacă nu e hrănită la timp, dacă nu-i dăm ceea ce ne cere, va sta ființică, după care își va face atât de tare de cap încât noi nu vom mai avea control asupra ei. Așa este. Și mie mi se întâmplă, adică în momentul în care pregăteam o competiție și mă duceam în piață, la hale și făceam o provizionare, erau produse pe care nu le consumam. Era sezonul fructelor, erau anumite fructe în care, deci, le uitam gustul. Pur și simplu uitam ce gust are pepenele. Care presupun că da. nu ai voie da, să consumi pentru că aveți deci, sahăr mult. Da, ok, el este ideal. Pentru un om normal și recomandă. Pentru mine, care intram peste o săptămână în competiție, nu aveam cum să consum așa ceva. Și tot timpul competițiile erau în perioada aceasta pepenilor. Și an la rând, tot timpul săream pepene. Și trauma unui prof, da? Deci da, pepenele. Și, să spunem, deci ar fi o chestie. Dar sunt și lucruri banale. O felie de pâine. O felie de pâine, ador, gluten, de exemplu, ador după competiție să mănânc o felie de pâine prăjită cu brânză, de exemplu. Sau, deci lucruri banale, lucruri. Deci apropo de ceea ce pot, deci pentru mine o prăjitură înseamnă deja extraordinar de mult să mănânc o prăjitură, adică nu. Sunt lucruri simple pe care nu le fac și acum mi le doresc și evident că beneficiez, dar încă o dată echilibru. Echilibru este cel care, să spun, este cheia succesului și continuitatea. Cu cât stai mai mult acolo, cu cât ai o continuitate, cu cât ai un ideal, o dorință, cu atât vei reuși. Și nu e vorba de sport ca mod de viață, în orice. Deci să nu trebuie să alternezi. Și chestia asta legată de mâncare, deci nu, apropo de sărbători și asta, nu, deci nu trebuie să le privim ca esența sărbătorilor, ci pur și simplu relație. Ne întâlnim cu cineva, stăm de vorbă, bem o cafea. Deci acum punem și mâncarea pe da, 3, 4, okay, 5 deci... și oricum avem distanțarea asta, că trebuie să ne vedem doar cu familia, da, să avem grijă ce se întâmplă cu noi peste zi. Să ne distanțăm fizic, nu neapărat social. Se poate și cu mâncare, că este evident, vin sărbători, adică nu putem, dar la un dat trebuie să avem și un consum caloric, că tot este un bilanț energetic. Introducem niște calorii și dacă rămânem cu ele, s-ar putea să nu ne convină peste câteva luni. Și automat trebuie să le consumăm, sub orice formă, în not, mergem, ieșim la o plimbare, fiecare ce anume își permite. Costin, am să te întreb ceva și... Sper să fie în regulă, adică e o întrebare, sigur, pe care s-ar putea ca unii sportivi să o paseze, să spună hai să discutăm despre altceva. Îmi stă în minte ideea asta, deși știu că sunt foarte multe zone de control. Ce părere ai tu despre dopaj? Deci e un subiect, să spunem, nu neapărat la mod. Te deranjează când te întreb asta? Absolut deloc, nu. Uh-huh. Nu neapărat că este un subiect la mod, este un subiect absolut normal ce trebuie abordat. Până la urmă este alegerea fiecăruia. Aș face o singură precizare. De exemplu, eu concurez pentru Federația Română de Culturism și Fitness. Există IFBB, International Federation Bodybuilding. Deci aici se fac teste. Deci aici se fac teste. În momentul în care te duci la orice competiție, ești testat. Atât la plecarea din țară, cât și în cadrul competiției. Deci la nivel din acesta, să spun, al sportivilor de top, este puțin exclus în momentul în care ești supus unui test. Dar nu testul în sine, ci este alegerea pe care tu o faci sau nu o faci. Deci este alegerea fiecăruia până la urmă, legat de
afacere, E o de subiect alegere sau... sau e de fapt o scurtătură? Este și, eu cred că este o alegere, nu este o scurtătură, pentru că asta nu presupune, după părerea mea, deci după părerea mea, nu cred că cine se dopează automat și este încununat cu un anumit rezultat. Este o alegere. Probabil că consecințele sunt devastatoare. Deci nu. Te referi pe termen lung. Pe termen lung și pe termen scurt. Nu am de unde să știu, dar mă îndoiesc că un sportiv care se dopează, el automat și știe că va obține rezultatul. Că aș pune problema ce s-ar întâmpla într-o competiție în care toți sportivii sunt dopați. Deci evident că nu toți vor obține locul întâi. Deci probabil că tot cel care se va pregăti conform va obține dar locul sunt întâi. Sunt tineri care se uită la tine acum, sunt studenți care probabil nu au timp să-ți vorbească sau să le vorbești tu lor și în mintea lor e chestia aia, vreau și eu să fiu ca prof. Nu, deci ca să... Deci trebuie să creadă. Deci ei nu trebuie să-și pună un obiectiv. Deci însă și ideea, vreau să fiu ca ăla. Nu, el trebuie să fie ca el. Deci el trebuie să uite în oglindă, să aibă un mod de viață corespunzător, o dignă, alimentație, mișcare. Nu sunt de acord nici cu cei care pun totul într-un sac legat de acest fenomen. Deci nu sunt de acord cu tinerii care văd în mișcare, în sport, în a arăta bine, esența vieții. Nu asta este esența vieții, asta este o consecință. Deci trebuie să ai un mod de viață care să te ducă spre o anumită formă. În realitate, tu trebuie să ai o profesie și ele trebuie legate. Deci, după părerea mea, trebuie să creadă, să aibă un propriul mod de viață, să se compare cu el, să-și trăiască anumite experiențe, să-și regleze stilul de viață în funcție de opțiuni. Deci nu sunt de acord cu cei care pun existența vieții pe modul în care arăți. Deci asta este pur și simplu ultimul lucru. E doar un ambalaj. Este un ambalaj și nici, de multe ori nici un ambalaj, pentru că s-ar putea să vezi că și ambalajul ăla nu te caracterizează și tot timpul schimbi. Nu, deci trebuie să fie un mod de viață. Mod de viață. Îmi spuneai înainte de podcast, îmi spuneai că atunci când e vreme de plajă și vorba aia, toți spectatorii, toate doamnele și domnișoarele de fapt și de drept te așteaptă pe plajă, tu ai un proces al tău, da, cu tine. Și este extrem de interesant, cred că nu decât eu trăiesc sentimentul ăsta. În general, să spunem, ești familiarizat cu o anumită imagine a ta și de multe ori imaginea asta este asociată sportivului din competiție. Acea imagine, să știi că nu poți să o păstrezi decât maxim câteva zile. În momentul în care apare la plajă, toată lumea vrea să identifice omul cu acea imagine. S-ar putea să nu vadă acea imagine și atunci tu te simți undeva, s-ar putea să te simți undeva puțin frustrat. Lăsând la o parte toate aceste aspecte, datorită pregătirilor competiționare, nu prea am avut timp să ies la plajă și în general atunci când nu sunt într-o formă pe care eu o consider că este optimă, nu mă afișez, nici măcar la plajă. Nu te simți tu bine în pielea ta? Se poate spune că nu mă simt eu bine în pielea mea. O să ai acest, cum să spun, acest moment de negociere cu tine la nesfârșit? Nu, sper convins că nu. Ideea este să știi să faci trecerea. Trecerea de la, să spunem, un anumit statut, o anumită imagine, un anumit mod de a fi, la statutul unui om neapărat normal, că și acum tot un om normal sunt, dar în care nu te mai încadezi în acel tipar cu care tu te-ai obișnuit. Și asta se datorează, sper că în timp se va realiza și este important să știi cum treci. Dar așa cum am știut să trec de la un om care avea o viață activă la un sportiv de performanță, sper convins că și invers se va realiza acest fenomen. De la un sportiv de performanță la un om care are o viață activă și arată într-o formă extraordinară. Tu ești un etalon. Studenți, pentru, deci eu, pentru oamenii care au trecut de o anumită vârstă, ești un etalon, adică se poate. Pentru mine mă interesează, deci încă o dată, aspectul ăsta fizic este o consecință. Deci eu am concurat aproape de 50 de ani, să fim serioși. Deci aproape de 50 de ani am început să concurez. Asta nu înseamnă că până atunci nu am fost într-o formă extrem de bună. De exemplu, la 45 de ani am rupt pe coperta unei reviste.
pe Men's Health am apărut pe coperta revistei, la fel după un concurs de vreo, care a durat aproape 5-6 luni. A fost cel mai lung concurs, 200 și ceva de concurenți, studenții, și atunci au fost aproape de mine. Deci partea aceasta legată de motivație în orice domeniu, eu am încercat să-l transmit celor care sunt aproape și principalii oameni cu care sunt aproape, sunt studenți. Dacă pe el îl motivezi că poți din punct de vedere sportiv, profesional, el nu are absolut nicio scuză. Ei vin să se antreneze cu mine în sală, trăiesc aceleași sentimente, după care ne întâlnim online. Evident că impactul este mare, el nu-și permite. Și nici la examen, dacă nu are o anumită pregătire, nu vine la examen. Deci eu nu am studenți la examen pe care să-i pic foarte rar să pic un student, pentru că el nu, dar toate relații și respectul. Exact, exact. Mm-hmm. Adică te duci cu el și lucrăm împreună la sală. E o oportunitate pentru tineri să fie alături. Exact, de, da, de exact. Tine. Avem anumite trăiri. Care sunt costurile? Ce costuri ai pentru deci a fi aici, în formă? Aici este un subiect, să spunem, extrem de delicat. Enorme, deci sunt enorme. Singurul ajutor pe care îl primesc este din cadrul Federației Române. Deci avem un președinte extraordinar de tenace. Și a reușit în ultimii ani să obțină premii pentru sportivii premiați în cadrul campionatelor mondiale și europene. Foarte rar se întâmplă acest lucru. Dar nu pot să spun că nu este de ajuns. Dă-mi un exemplu de sumă într-o lună în care tu te antrenezi. Nu, deci sumele, cât trebuie să scoți din buzunar? Într-o lună în care mă antrenez, deci este vorba de alimentație și... Da. Susținătoare de efort, prin asta înțelând vitamina C, tot, minerale. Deci s-ar de ajung aproape la 1000 de euro pe lună, aproximativ, wow. Da, în perioada competițională, adică cu câte apropii de competiție. Eu am făcut din plăcere asta tot timpul, deci am investit în... Adică te duci la UPG, ți-ai făcut treaba foarte bine, da. Ai fost și la sală. Exact. Și banii pe care tu i-ai strâns, te duci și ai investit în pasiunea ta. Da, pot să spun, i-am investit în pasiune și am crezut, dar nu mi-a, încă o dată, deci nu ăsta a fost și eu. Există o remunerație pentru că ai ajuns într-un anumit Există punct? O remunerație din partea Federației Române de Culturi și Fitness, da. Datorită președintelui și a celor care sunt la nivel oficial acolo. Dar eu mă așteptam, sau am alte așteptări, de exemplu, jos pălăria din partea mea, la nivel local, de exemplu, la nivel local. La nivel local, ok, concurez pentru România. Orice concurent, da, are trăirea maximă în momentul în care auzi imnul național acolo. Și trăirea e fantastică, adică eu n-am întâlnit, îmi dau lacrimi de câte ori am avut-o, ca și am avut de 3 ori. De 2 ori am obținut titlul de campion european și anul acesta campion mondial. Îmi dau lacrimile pur și simplu, durează o secundă. Este cel mai înălțător sentiment. 7.000, 8.000 câți spectatori sunt, se ridică în picioare și cântă imnul țării. Dar în afară de asta aparțin și unei comunități, vorbim de oraș. Deci acolo undeva, ok, tu știi că ești, reprezinti orașul. Aici este o să spunem, o gaură neagră din punct de vedere, adică al autorităților. Nu știu dacă cineva vreodată, până acum, m-a căutat. Sau pur până și simplu... astăzi, până acum la podcast, după podcastul ăsta, eu cred că da, se poate întâmpla anumite lucruri. Eu cred în asta și, încă o dată, nu ăsta este scopul meu. Adică și mâine, dacă încep o antrenamente, și o să încep de la 1 ianuarie și fac pregătire din nou pentru un campionat mondial, pentru că nu vreau să cred că a fost o întâmplare. Da? Iar numele țării și onoarea noastră trebuie să fie în continuare acolo sus și contează foarte mult. Deci nu ăsta este obiectiv, oricum voi face, dar te simți mult mai motivat. Deci te simți motivat. Mai mulți oameni deci, în spatele tău când exact, ești deci te simți, da. Deci sunt clipele alea pe care tu le spuneai dimineața când te scoli la 5, știi că nu te scoli pentru tine. Ok, mie mi-e greu, dar sunt alții care au încredere în tine și au așteptări. Cine sunt aia?
Vecinul este cel de pe stradă care îi spune baftă multă pentru că te cunoaște. Deci atunci și pentru ei trebuie să faci lucrul ăsta și automat nu poți să renunți. Nu poți să renunți. Deci pur și simplu nu poți să renunți. Și te duci și în continuare faci efortul ăla. Dar nu efortul ăla. Faci tot ce înseamnă. Pentru că trebuie să fii bine pregătit și la nivel profesional, la școală. Deci studenții vor să mă vadă fresh. Și informațiile sunt așa, colegii la fel, adică totul trebuie făcut perfect. În momentul în care știi că ai pe cineva în spate, și aici nu mă refer neapărat la partea materială, deci ai pe cineva care apreciază ceea ce faci și ok, numărul unu e în Ploiești. Și nu sunt singur sportiv, au fost o grămadă. Contează foarte mult. În momentul în care, nu neapărat că nu ești băgat în seamă, că nu se poate, nu asta, nu, așteptările mele nu sunt de nivelul ăsta, te gândești că totuși ce ar trebui să faci? Sau ce ar trebui să facă un om? Ca să poată să fie, să spunem, remarcat. De ce trebuie să remarcăm numai aspectele negative? Adică nu lucrurile care ne motivează. Acum, ok, orice lucru negativ este deja în prim plan. Oricine în tot cancanul ăsta pe care îl trăim zi de zi, e bine să avem o astfel de porție de motivație și să învățăm că cei mai buni oameni se pregătesc luni întregi, ani întregi pentru câteva clipe de bucurie. Deci e vorba de concursul durează extrem de puțin în sine. Cât stai acolo pe scenă? Depinde de numărul concurenților. Poți sta și o jumătate de zi pentru că intri de la numărul total de concurenți ajungi până la final. Idealul oricărui sportiv este să ajungă în top 6. Adică în primii 6 din lume. În finala. Asta este finala unui campionat european și finala unui campionat mondial. Pentru mine idealul a fost să mulțumesc colegii antrenorii de lot. Eu cred extrem de mult în mine. Deci am în spate un antrenor de lot, un președinte care am o relație extraordinar de apropiată. Ei cred extrem de mult în mine și nu neapărat în mine. Fac totul pentru ei. Și atunci încerc să dau totul pentru pe ei. Pe tine te-ai mulțumit până acum? Nu prea. De exemplu, uite, îți dezvolu un secret. Așa, spune. Extraordinar. Deci, înainte de competiție, ajungem, să spunem, plecăm miercuri. Înainte de ultima competiție. Am plecat miercurea din țară, eu am intrat în competiție sâmbătă. De miercuri până sâmbătă, am stat în Spania, acolo, în hotel, nu eram absolut deloc mulțumit. Cum e bolat. Da, ești mulțumit de tine. Am fost mulțumit în dimineața zilei, în seara zilei mă uitam tot timpul în oglindă și te studiez, vezi cum arăți, te gândești cum va fi, cum va fi, cum va fi. Și nu eram mulțumit. În dimineața zilei, la ora 5 de dimineață, m-am trezit, m-am uitat în oglindă, a fost singurul moment în care am fost mulțumit. Deci a fost cam cu vreo 4 ore înainte de a intra în competiție. Și atunci, într-adevăr, asta referitor la... Deci, mai avem un minut, Costin, atât mai venim podcastul ăsta și vreau așa, să-mi spui dacă ai un mentor. Important în viața ta care te influențează. Profesional. Am un mentor, este și conducătorul meu de doctorat. Este un om ieșit la pensie de câțiva ani, o somitate în materie, în tot ce înseamnă. Este vorba de profesorul Pavel Alexandru, o somitate, a crezut în mine și rămân profundator. În general, mentorii pe care am sunt din punct de vedere al profesiei, pentru mine profesia... E cea mai importantă. Spune-mi și o carte, ultima carte sau o carte pe care tu ai citit-o și ți-a rămas în minte și e o motivație pentru noi. Ok, Studiu China. Studiu China este... Despre mâncare, despre... Ceva mai mult decât atât. Este partea aceasta, nu neapărat legată de veganism. Nu sunt adeptul, dar este o carte importantă referitor la tot ce înseamnă consumul acesta exagerat de proteine comparativ cu consumul de legume vegetale și... Costin, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Succes! Noi ne bucurăm că avem astfel de campioni în orașul nostru drag. Chiar pe vreme de pandemie, chiar dacă ne e greu, mergi înainte că noi avem nevoie de astfel de repere. Repere și pentru studenții tăi și pentru tinerii de fiecare zi. Ne mai vedem cu Costin. E important să găsim o cale prin care să ajungem la oamenii care ne plac și oamenii care ne influențează viața în bine. John, să ne auzim săptămâna viitoare tot luni de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere! Zi bună!